Prima ediție a memorialului Gheorghe Prist a fost dovedită a fi un real succes, aducând la start peste 220 de sportivi din peste 20 de cluburi din întreaga țară. Competiția a fost un prilej excelent pentru jucători să-și testeze abilitățile și să se pregătească pentru provocările viitoare. Una dintre vedetele competiției a fost Bianca Toma, reprezentanta CSM Slatina, care a reușit să exceleze la acest concurs. Weekendul trecut am participat la prima ediție a memorialului Gheorghe Pristavu. Am jucat la două categorii, la Under 11 și la Under 13. La Under 11 am luat locul 2 la echipe cu Vasile Carolina, iar la simplu am luat locul 1. La Under 13 am luat locul 2. M-a bătut o fată de la Constanța. Cum ai văzut tu această competiție? A fost mai ușoară pentru că n-a fost o competiție națională, a fost un concurs de verificare. Bianca nu se oprește însă aici. Slătineanca va participa la competiția Top 14 Euro Mini Champs, care va avea loc în Belgia între 12 și 13 octombrie. Mă pregătesc pentru Top 14 Europa, joia viitoare, joia asta, plec în Belgia la Top 14. Un concurs destul de greu și îmi propun să joc foarte bine, să fiu calmă și să am cât mai bune rezultate. Anul 2024 se dovedește a fi unul dintre cei mai buni pentru Bianca Toma, tânăra speranța tenisului de masă românesc. Bianca a strălucit atât în competiții naționale și internaționale, confirmându-și statutul de una dintre cele mai promițătoare jucătoare din generația ei. Am obținut locul 3 la Euro Mini Champs, un concurs care au venit sportivi din toată Europa. Am obținut locul 2 la la campionatul național Under 11 și locul 1 la Top 16 Under 11.